Corurile protopopiatelor din Huș, Bârlad Vaslui, dar și corul seminarului teologic din Huș, alături de ansamblul de copii Firicelul din Negrești, au reușit ca preț de 2 ore să-i bucure pe vasluieni cu cele mai frumoase colinde românești. Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos, părinte, tot. Și Negreștiul, și Vasluiul, și Huș, foarte frumos. Negreștiul a fost mai special, a avut mai special. Și copiii mai mici. Da, și tineri. Și, da. Și Vaslui, preoții de la Vaslui, toți au fost extraordinar. Foarte frumos a fost, deosebit, ne-a încântat foarte mult. Foarte frumos, da. Ce v-a plăcut? Cum e? Mi-a plăcut. O atmosferă specială sau preoți au fost colindă? Toți preoții au fost tineri frumoși, îmbrăcați, episcopul și ale voi pomenit. Ne-au deschis inimile la toți. E emoționant, pentru că am audiat colindele atât de dragi nouă, tuturor, cu prezentate de corurile de la protopopiate. O vedeți o atmosferă deosebită. Ne apropiem de sărbători, ne-am minunat acest spectacol. A fost un spectacol care ne amintește că, în primul rând, suntem creștini. A fost un spectacol care ne amintește să lăsăm răutățile deoparte și să ne gândim și la lucruri bune, pentru că și acestea fac parte din viața noastră. Și nu în ultimul rând să gândim că a face un lucru bun pe pământ înseamnă ceva frumos, înseamnă ceva care îți umfle sufletul și te face să fii mai bucuros și cumva să gândești mâine altfel decât ai gândit azi. Felicit în primul rând pe cei care astăzi, pe această scenă, au adresat mesajul nașterii Domnului învăluindu-l în frumoasele noastre colinde, care nu au autor, dar care sunt alcătuite și plămădite în credința și în trăirea noastră creștină. În a doua zi de Crăciun și bârlădenii se vor bucura de colindul preoților de la protopopiatele din județ.